Avem 18 km de asfalt pe șteana Glăvile Crețeni, într-un contract cu peripeții, dar important e că se lucrează la podețe, se lucrează la rigole. Atenție la constructor, la modul cum face rigole, să nu avem probleme cu scurgerea apelor, și la șirineasa. Înțeleg că se lucrează și am și văzut că se lucrează la pod. Pe șteana, domnul primar urmărește lucrarea, pe Glăvile la fel. Mare atenție că până la urmă pe noi vin lucrurile la scurgerea apelor și la relația directă pe care trebuie să o avem cu constructorul, pentru că, repet, ăsta a fost un contract cu peripeții. Și acum vorbesc pentru cei care vă uitați la această filmare. Am fost întrebat de ce nu ne-am apucat de asfaltat și prin pădure pe la Șirineasa, pe șteana. Ei bine, dorința noastră cea mare, așa cum am convenit cu primarii, este să luăm praful de la porți, adică să facem asfalt, în primul rând acolo unde sunt locuințe. Evident că lucrarea va avansa și pe zona din pădure și așa mai departe. Pentru că a plouat și a fost vremea rea, trebuie să solicităm și o să solicităm constructorului să facă intervenție cu material pietros pe anumite zone până când facem și asfaltul. Deocamdată, după cum vedeți, se lucrează la poduri, podețe, la ceea ce înseamnă amenajarea laterală a drumului. O să intrăm și pe celelalte localități, tot în această formulă în care ne dorim să luăm praful de la porțile oamenilor și să avem asfalt, după care o să facem și în pădure și peste tot. Șirineasa, Peșceana, Glăvile, Amărăș-Crețeni-Sutești, 677A, un drum pe care l-am început, o lucrare care a mers mai greu, dar suntem pe un drum bun și aici pentru că suntem în teren. Vreau să le mulțumesc colegilor primari care sunt alături de mine în acest efort și constructorului care face de asemenea eforturi deosebite într-o perioadă complicată.